Violența în școli e un fenomen în atenția Guvernului și a Ministerului Educației. Nu trebuie să ascundem gunoiul sub preș, cel puțin un caz de violență se petrece zilnic în școlile din România, nu toate incidentele de acest fel fiind grave, iar o realitate ascunsă din același mediu este cea a consumului de droguri și tutun. Acest fenomen este unul complex și, prin urmare, măsurile trebuie să fie complexe. Toți actorii din sistemul educațional trebuie implicați. Pe data de 18 februarie, un elev de 15 ani a fost înjunghiat la gât în apropierea Colegiului Economic Ion Ghica din Târgoviște și a murit la spital. Acest eveniment tragic a șocat întreaga țară. Victima era elev în clasa a noua la Colegiul Economic din Târgoviște și se îndrepta spre cursuri în momentul în care a fost înjunghiat. Marți seară, prezent la Târgoviște, ministrul educației Remus Pricopie, într-o conferință de presă, a fost pus în fața faptului împlinit de a vorbi despre măsurile pe care le ia Ministerul Educației în ceea ce privește prevenirea violenței în școli. Ministrul Educației Remus Pricopie a spus că violența în școli este un subiect prioritar, atât pentru Ministerul Educației, cât și pentru Guvernul României. Se lucrează la un proiect privind combaterea violenței în școli, ce urmează a fi pus în maximum 2 săptămâni în dezbatere publică. Pluralul nu este justificat. Eu nu cunosc. Eu cunosc un caz. Dacă dumneavoastră cunoașteți mai multe cazuri, e adevărat, este un caz dramatic. Știți foarte bine că au fost... Ok, pluralul la al doilea subiect se justifică, dar la primul sper să nu fie nevoie să folosim plural. Subiectul acesta este foarte complicat și nu există o singură cauză și nu există un singur actor care să rezolve problema. Ministerul Educației își asumă toate proiectele pe care le putem dezvolta în școală pentru a diminua violența în familie. Pardon, mă scuzați, în școală și violența în familie e un subiect, dar chiar mâine, ordinea de Exact, da. În momentul de față, Ministerul Educației are o strategie care este deja gata. Este vorba de actualizarea strategiei din 2007. Noi am dat drumul pentru că ea a fost făcută pentru dezbatere publică, ea a fost realizată de specialiști din Ministerul Educației și am considerat că nu s-a folosit suficient expertiza cercetătorilor în această problemă. Vom mai lucra câteva săptămâni la acest document, după care va fi supus dezbaterii publice. Dar, la nivelul guvernului, au existat discuții de abordare transversală. Nu întâmplător, ieri am fost întrebat ce am de spus vis-a-vis de acțiunile DIICOT-ului în Craiova. Nu sunt întâmplătoare. Pentru că după ce am avut un incident la Craiova, într-o anumită unitate școlară, este normal să acționeze și alte instituții abilitate ale statului și să vadă dacă nu cumva acolo este dincolo de o problemă de educație sau de teribilism. Și o să vedem ce spun organele abilitate, dacă nu cumva avem agenți externi sau actori externi școlii care favorizează astfel de acțiuni în școală. Vă spun că subiectul este pe agenda și nu a mea ca ministru, este pe agenda guvernului și toate instituțiile care au responsabilitate, protecția copilului, poliția, absolut toate, vor lucra pe această zonă. Eu cred că noi în zona educației trebuie să accentuăm zona de educație, pentru că prin mai multă educație și nu doar la nivelul părinților, ci cred că un dialog insistent cu părinții pe această zonă a violenței ar putea să rezolve o parte din problemă.